Salutare, sunt Cristina Vădălin de la socialweb.ro și am revenit cu un nou video. Video de astăzi este despre Facebook. Mai exact, astăzi vreau să-ți arăt o secțiune specială din Facebook. Se numește Activity Log și, așa cum îi zice și numele, acolo este înregistrată, stocată și analizată, împărțită pe categorii, întreaga ta activitate de pe Facebook. Da, există un loc în Facebook unde sunt păstrate toate acțiunile tale din cadrul Facebook-ului. Orice like, orice comment, orice reacție, orice check-in, orice going la un eveniment și chiar orice poke ai dat în trecut pe Facebook. Hai să-ți mai zic ce mai găsești. Am făcut în trecut un video în care ți arătam unde vezi toate videole pe care le-ai vizionat pe YouTube. O opțiune extrem de utilă când nu mai găsești un video la care te-ai uitat. Ei bine, există echivalentul acestei opțiuni și pe Facebook. Regretam când găseam un video, mă uitam la el, nu-i dădeam nici save, nu-i dădeam link-ul altcuiva și vreau după aia să ajung iar la el și nu-l găseam. Dar hai să-ți mai zic ce mai este aici, în Activity Log. Poți să cauți în ele, dacă știi exact ce cauți, poți să diminuezi volumul de informație prin care trebuie să cauți, folosind cuvinte cheie, sau poți să cauți pe ani, sau poți să cauți dacă știi exact, de exemplu, dacă ai lăsat un comentariu unui anumit user și vrei să cauți prin ele, poți să filtrezi foarte bine criteriile. Deci ai postări în care ai fost tăguit, ai like-uri și reacții pe care le-ai dat de-a lungul timpului, comentarii, când ai postat inclusiv tot jurnalul al acceptării unor prieteni, dar și al îndepărtării unor prieteni din lista ta, când ai trimis friend requests, piese pe care le-ai ascultat, jocuri pe care le-ai jucat, cum ar fi să căutăm acum anii în care ne jucam Farmville. Remember that? Poți să vezi grupuri, poți să vezi evenimente la care ai răspuns, la care ai primit invitații, evenimente pe care le-ai creat tu, poți să cauți prin ele și să le filtrezi. Sau poate doar vrei să te uiți, să-ți amintești de ceva. Search history, videouri pe care le-ai căutat, grupuri pe care le-ai căutat, aplicații, challenge-uri, urmărește continuare pentru că o să-ți arăt tot ce găsești în cadrul acestui activity log, inclusiv pe telefon, îți arăt cum arată și cum poți să cauți, și pe calculator. Și ce opțiuni mai sunt în cadrul acestui activity log, care este un fel de cutie cu amintiri, mai ales dacă vrei să cauți ceva de la începuturile contului tău, mai ales dacă ai un cont de foarte mult timp. Cred că anul ăsta fac 10 ani când am cont pe Facebook. 10 sau 11. Oricum, e multă istorie acolo. Bun, urmărește în continuare să afli totul despre Activity Log pe Facebook. Bun, deschide aplicația Facebook. Te duci pe iconița asta cu trei liniuțe din dreapta jos și dai click pe numele tău ca să intri în profilul tău de Facebook. Apoi dai click pe iconița asta cu rotița, da? De lângă Add Story. Și apoi pe Activity Log. Și aici este înregistrată întreaga ta activitate de pe Facebook. Adică orice like ai dat, orice comment ai postat, orice postare ai făcut tu, orice like ai dat la orice pagină, orice join la orice grup și tot așa. Poate de sus ai două metode de filtrare. După an și categorie. Hai să ți le arăt pe rând. Dacă dai click pe year, îți arată toți anii de când ai tu contul de Facebook. Și, de exemplu, hai să dăm click pe 2008, când mi-am făcut eu contul de Facebook. Și îți arată întreaga activitate din anul respectiv. Apoi, partea de sus a mai apărut opțiune, poți să filtrezi după lună. Dacă cauți ceva în mod special, într-o anumită lună, într-un anumit an, poți să apelezi la metoda asta de a reduce cantitatea de postări în care trebuie să cauți activități. Și poți să dai pe iulie, de exemplu. Iulie 2008 și îți arată întreaga ta activitate. Și poți să te duci mai în detaliu și poți să cauți pe categorii pe care ți le prezint imediat. Dacă nu te interesează un an anume, poți să dai pe categorie. Și aici le ai pe toate la grămadă, cum ți-am arătat că apare când dai click pe Activity Log. După care ai posts. Și aici sunt toate postările pe care le-ai făcut tu pe Facebook, pe contul tău. Apoi poți să vezi postări în care ai fost taguit. Poți să vezi cine ți-a dat tag într-o postare în 2010, să zicem. Hai să vedem.
deși nu cred că am ceva din 2010. A, uite cam. Apoi, photos and videos. Aici poți să vezi toate pozele pe care le-ai postat tu pe Facebook. Nu doar pe contul tău de Facebook, ci în Facebook în general. Apoi, poze în care ai fost tăguit. Și la fel le-ai grupate pe ani, zile, poți să vezi 2014 cine te-a tăguit. Postările altor utilizatori pe contul tău. Postări ascunse din timeline-ul tău. Eu, de exemplu, am setat să văd postările în care sunt tăguită și apoi să le dau adăugarea lor în timeline. Deci eu am, by default, să le dau approve. Uneori uit să le dau și mă trezesc peste 3 luni că, aoleo, acum 3 luni am avea o postare, am uitat să-i dau edit timeline, în fine. Dar aici poți să vezi ce ai ascuns tu din timeline sau nu i-ai dat approve. Like-uri și reacții. Aici poți să vezi toate postările la care ai dat like sau altă reacție a Facebook-ului. Postări și comentarii. Aici poți să vezi inclusiv reacții la comentariile altora, dar și reacții la postări. Deci aici sunt adunate toate. Pagini și interese. Poți să vezi aici când ai dat like la o anumită pagină. Comentarii pe care le-ai făcut pe Facebook. Schimbări pe care le-ai făcut în cadrul profilului tău de Facebook. Prieteni pe care i-ai adăugat pe Facebook și când ați devenit prieteni. Prieteni cărora le-ai dat remove. Cereri de prietenie pe care le-ai trimis. Cereri de prietenie pe care le-ai primit tu. Life events, dacă îți ții la zi profilul cu evenimente importante din viața ta, vor apărea aici când le-ai adăugat sau le-ai modificat. Dacă când ai început un job, dacă ai făcut modificări la școală pe care ai urmat-o, aici sunt trecute toate. Archived Story. Aici se arată arhiva ta de story-uri de pe Facebook. Când ai postat story-uri și le poți și vedea. Doar aici. Ele nu mai sunt accesibile în Facebook. Nu există istoric. Your Stories. Bineînțeles, nu le arată pentru că eu nu am niciun story publicat în momentul ăsta. Interactive Videos. Nu cred că e cazul. Melodii pe care le-ai ascultat, dacă le-ai ascultat prin Facebook, articole pe care le-ai citit, filme și TV, aici cred că sunt cele marcate ca fiind dintr-o emisiune sau dintr-un film, jocuri, istoricul de jocuri de pe Facebook. Am avut niște perioade în care eram puțin cam dependentă de jocuri pe Facebook. Pe unele jucam din curiozitate să văd cum sunt, mă picțeam destul de repede, altele m-au ținut mult. Să nu uităm de Farmville, dar nu știu dacă mai există în istoric, nu mai există. Probabil din cauza că au fost șterse, nu mai există legătura pe care să o facă în Activity Log să le arate. După jocuri avem cărți. Apoi, produse pe care ți le-ai dorit, din cazul. Videouri pe care le-ai văzut. Este utilă categoria asta pentru că ți-am arătat și pe YouTube unde poți să vezi istoricul de videouri. Acum ai și pentru Facebook istoricul tău de videouri văzute. Mai ales când ai văzut un video, ți-a plăcut, nu l-ai trimis nimănui și nu știi cum să-l găsești din nou. Mai ales pe Facebook unde se găsesc foarte greu lucruri. Pe YouTube poate mai ai o șansă, dar pe Facebook... cam rar. Așa că poți să începi să le cauți aici, dacă îți cauți un video anume pe care l-ai văzut. Voice interactions. Nu avem nimic. Following. Aici ai istoricul tău de unfollower și follower. Adică dacă ai dat follow la un cont sau la o pagină, e aici. Dacă ai dat unfollow la o pagină, un cont, așa e aici. Este înregistrat aici și când l-ai făcut. La followers ai persoane care ți-au dat ție follow pe contul tău. Grupuri, aici ai activitatea ta din grupuri, la ce ai dat like, comentat, postat, joined, toate. Ai toată interacțiunea înregistrată aici. După grupuri avem membership activity. Aici reține Facebook când te-ai înscris tu într-un grup sau când ai fost acceptat într-un grup. Unele au nevoie de un admin să dea accept la cererea ta de a te alătura acelui grup. Posts and comments, din nou postări pe care le-ai făcut sau care ai interacționat din grupuri. Evenimentele tale, dacă ai creat evenimente, le vei avea aici, istoricul lor. Apoi, invitații la evenimente. Aici sunt trecute toate invitațiile pe care le-ai primit de-a lungul anilor la evenimente.
Aici sunt răspunsurile pe care le-ai dat tu pentru evenimente pe Facebook. Poll-uri la care ai votat. Istoricul tău de căutări în Facebook. Videouri pe care le-ai căutat. Grupuri pe care le-ai căutat. Location history. Aici, din cauza că este o informație sensibilă, îți va cere din nou parola să se asigure că ești tu și nu e cineva care încearcă să-ți spargă contul sau care ți-a spart contul și vrea să vadă pe unde te-ai plimbat tu. Saved. Aici ai toate postările pe care le-ai salvat tu din Facebook, adică salvarea aceea a Facebook-ului. Ți-am mai arătat cum salvezi o postare în Facebook. Pun din nou link-ul dacă ai nevoie. Your places, marcate ca your places. Sesiunile tale din Facebook, login-ul și logout-ul pe care le-ai făcut în Facebook, device-uri pe care Facebook le recunoaște ca fiind ale tale, apps, aici sunt aplicații, adică dacă ai făcut o postare pe Instagram și e bifat acolo să se distribuie și în Facebook, va fi stocat aici. Sau dacă dai un like la un articol share-uit prin site care are aplicație, e considerat ca articol și e separat, ca un link clasic. Păi avem relationships, pokes. Mai țin minte ce era un poke? Pare că în 2014 încă mai dădeam poke-uri. Sunt sigură că dădeam și înainte de 2014, dar nu știu de ce nu este înregistrat. Aici interacțiunea ta cu story-urile altor utilizatori de Facebook. De exemplu, când ne dai reacții pe story-urile altora, sunt înregistrate aici. Dar nu mai poți să vezi story-ul. Și mai aveam challenges, dar nu e cazul pentru că nu am challenges. Două lucruri vreau să-ți mai menționez. Dacă vrei să vezi o postare din activity log-ul tău, dai-te pe poză, doar așa merge, deci pe poza asta care e în stânga. Doar așa ajungi la postarea respectivă și în dreptul fiecarei postări din activity log, înregistrări din activity log, ai și săgețica asta. Și în funcție de tipul de postare, are alte opțiuni. De exemplu, în postarea asta am fost tăguită. Și dacă dai tap pe săgețică, ai două opțiuni. Să o arate în timeline, pentru că ți-am povestit deja că eu trebuie să aprob orice postare în care sunt tăguită. Sau pot să îmi dau remove tag din postarea respectivă. Apoi, o postare la care am dat like, meniul, în meniu este opțiunea să dau un like, adică să-mi retrag like-ul pe la postare. Apoi, la un comentariu, am pur și simplu să șterg comentariul. Deci, poți să-ți mai faci niște curățenii, să-ți mai ștergi urmele din Facebook, să zic așa. Dacă ai postat o poză, în meniu poți să editezi privacy-ul, adică poți să refaci pentru cine este accesibil acea poză sau acel video. Dacă e public, poți să-l pui doar pentru prieteni sau poți să-l pui doar pentru tine. Și la opțiuni mai erau să îl ascunzi în timeline sau să-l ștergi. Și urmează să-ți arăt cum e și pe calculator. Dar până atunci, ca o paranteză așa pentru cei care sunt admin pe pagini și sunt interesați de versiunea de activity log pentru pagini, vă arăt în continuare. Dacă nu ești interesat, dă skip până la partea cu laptopul. Pentru adminii de pagini de Facebook, intrați în aplicația Facebook Page. Intri pe pagina pe care ești admin și vrei să te uiți în activity log-ul ei și dai click pe settings. E aici în dreapta sus. Ai aici activity log. E mult mai simplu față de ce ți apare pe cont. Nu ai multe categorii sau criterii după care să împarți. Pur și simplu îți arată tot ce ai făcut tu sau ai fost tăguit, ce postări ai făcut tu și tot așa. De exemplu, dacă ai dat like pagina unui comentariu sau unei postări, îți apare aici. Și le-ai grupate pe luni și pe ani. Dai la fel tap pe poză și te duce în postarea respectivă. Apoi, dacă dai tap pe săgețică, ai opțiunea Show on Page, să-ți apare pe pagină, sau Report. Dacă dai like unei postări cu pagina respectivă, ai posibilitatea să-ți retragi like-ul sau reacția pe care ai dat-o acele postări. Dacă ai o postare, poți să o ascunzi din pagină sau poți să o ștergi. Și la fel, dacă ai fost menționat, poți să dai hide from page, să retragi like-ul sau poți să ștergi comentarii direct de aici dacă vrei. Și cam asta e cu partea de activity log pentru pagini de Facebook. Bun, întâi și întâi intri pe Facebook, evident. După care te duci pe
profilul tău, dând click pe numele tău de sus. Și chiar în partea de sus ai un buton Activity Log. Și așa cum ți-am explicat și pe telefon, aici sunt toate acțiunile tale de pe Facebook. Doar că pe calculator arată un pic diferit și mi se pare mie mult mai ușor de folosit și de căutat mai ales. Hai să vedem, avem trei zone. În stânga avem categoriile, sunt așezate un pic altfel decât pe telefon, dar îți explic imediat ce reprezintă fiecare. În mijloc ai postările, activitatea ta din Facebook, adică, și în dreapta ai împărțirea pe ani. Înainte așa era și timeline-ul din Facebook, din profilul tău, puteai să duci la un anumit an și să vezi ce făceai atunci. Ce mai e în plus, ai o bară de căutare, Activity Search, și aici poți căuta după anumite teme sau persoane sau știu eu ce. O e mai ușor de folosit când mai util, mai ales când ai decodat ceva nume și nu știi din ce capăt să începi să cauți. Hai să le iau pe rând, să-ți arăt cum ți arată și pe telefon, cum e pe calculator. Deci, în stânga aici filtre, are Activity Log, care îți arată absolut tot ce ai făcut tu pe Facebook. Apoi, Timeline Review, aici îți apar postările în care ai fost tăguit, menționat și care au nevoie de aprobare. Eu pe profilul meu am cu aprobare pentru a apărea în timeline. Apoi tag review, poze în care ai fost tăguit și să le verifici că tu ești și vrei să fie văzute de alți utilizatori pe profilul tău. Apoi ai photo review, îți arată poze în care ai putea fi tu. Acele poze sunt găsite prin tehnologia de recunoaștere facială. Probabil ai văzut și tu deja poze pe care le încarci și deja Facebook-ul te întreabă dacă vrei să tăguiești o anumită persoană sau chiar pe tine. Și ai deja opțiunea, știe deja cine ești și cine e persoana care ești în poză. Apoi avem posts. Și aici îți apar toate postările pe care le-ai făcut tu pe Facebook. Postări în care ai fost tăguit. Nu e neapărat să fii tăguit literalmente, adică într-o poză. Poți fi menționat chiar și într-un comentariu la o postare. Și să apară tot aici, în categoria asta. Deci nu trebuie neapărat să fie în postare, unde scrie postări sau cu tag în poză sau mai știu ce altceva. Poate să fie și într-un comentariu. Postările altor utilizatori pe timeline tău, ascunse din timeline, poze și video, la fel postate pe tine, de tine pe Facebook, dar nu doar pe profilul tău, ci și pe Facebook overall, adică se iau în considerare și grupurile, poze în care ești tăguit. Doar poze, adică poți să vezi toate pozele pe care le-ai postat tu pe Facebook. Like-uri și reacții date la postări și comentarii, pagini, la fel ca pe telefon, când ai dat like anumitor pagini de pe Facebook, comentarii, poze la care ai comentat, apăsând pe More, ți se va extinde lista aceea de categorii. Profile, dacă ai făcut schimbări în profilul tău, relationship, friends și la fel ca pe telefon, sunt aceleași, doar că arată un pic diferit. E mai ușor să le accesezi, mi se pare mie, din calculator. Apps, aici și toate aplicațiile pe care le-ai acceptat prin Facebook, pe care ai folosit prin Facebook și ai dat accept că le-am trebuit să le folosești și să aibă acces la contul tău de Facebook. Hai să ne întoarcem la Activity Log. O să dai click pe un anumit an să cauți. Aici nu poți, în schimb, să cauți o anumită lună din 2009. Te duce direct în 2009 și dai tu scroll și aștept să încarce toate astea. Aceleași opțiuni ai dacă dai click pe Edit. Dacă ai dat reacții, like sau reacții, poți să le iei înapoi, practic, să le anulezi. Dacă ai dat like, ai opțiunea de unlike.
poți să ascunzi o postare din timeline dacă i-ai dat share, de exemplu, sau poți să te detăguiești. Dacă ai mai multe poze în care vrei să fii detăguit, să zic, le poți selecta din activity log și să le dai remove tag, dacă e cazul. Și să-ți arăt și pe pagină cum arată pe calculator. Te duci în settings și în stânga jos, fără de stânga, activity log. Aici este activitatea paginii tale. Arată la fel ca cea de pe profil, dar ai mai puțin opțiune aici în stânga. Și categorii un pic diferite, pentru că pagina au altfel de categorii. De exemplu, aici notes. Ai poll-uri. Ai spam, dar poți să-l marcați ca spam, oferte, depinde ce tip de pagină ai. Și cam asta e. Sper că ți-a fost util videoul de azi, că te-am ajutat să mai descoperi ceva util pe Facebook, mai ales dacă ai de căutat ceva cândva și nu știi din ce capăt să începi să cauți, poți să începi din activity log. Dacă ți-a plăcut, ți-a fost util, dă like mai jos, așa știu că e util tot ce vă arăt eu vouă. Plus, subscribe dacă n-ai făcut-o deja, apăsând și pe clopoțel să știi când postez un nou video. Follow pe Instagram, socialweb.ro, dacă n-ai făcut-o deja, pentru că sunt o grămadă de chestii cool și sunt doar acolo, deci da, ar fi util să dai follow pe Instagram la socialweb.ro. Plus, nu uita să intri și pe site, pe socialweb.ro, pentru mai multe articole despre social media și internet. Și ne vedem la următorul video. Mersi! Pa!